Aici este vorba de o grădiniță cu program prelungit, o lucrare care în mai puțin de 3 luni de zile a ajuns la stadiul pe care îl vedeți și dumneavoastră acum în imagini, inclusiv acoperișul a fost realizat, rămânând de făcut numai finisajele. S-a lucrat în ritm alert la această investiție. La toamnă, dacă vor permite condițiile medicale și dacă nu vor mai fi cazuri de coronavirus, foarte mulți preșcolari vor veni aici, la această grădiniță. Poate adevărat, constructorul ne-a dat asigurări că la data începerii normală a cursurilor se pot prezenta copiii, noi predându-le lucrarea la termen, urmând ca să se prezinte o comisie și să stabilească personalul de care este nevoie pentru a funcționa la standarde europene. Câte locuri sunt aici la această grădiniță? Câți elevi? Vor funcționa, dacă într-adevăr avem numărul de copii necesar, un număr de 6 grupe. Da. Ca dotări, știu eu, sunt dotări moderne. Ultimile noutăți, ca să spunem așa, în domeniu. Deci nu o să fie probleme din acest punct de vedere.